Mulțumim. Bun, acum îi dau cuvântul domnului Iurie Roșca, după care vom trece la o mică sesiune de întrebări. Mulțumesc întâi de toate celor prezenți pentru acest eveniment editorial. Sigur că este doar un pretext, că e o mică provocare de partea mea. Eu chiar la un moment dat inventasem așa un fel de joc de cuvinte, când, mă rog, toți suntem victimele raționalismului și în adolescența noastră, mai cu naivitate așa, învățam pe din afară cartezianismul ca și pe un fel de nouă evanghelie. Toți ne revendicăm de la Descartes și definiția o cunoaștem. Cuget, deci există. Eu sunt un fel de tip care se încadrează în alte categorii. Spunem că este diviza mitocarului, deranjez, deci există. Eu sunt un fel de tip care mereu merge împotriva curentul, niciodată nu pot să mă încadrez în dansul comun, în hora comună. Dom'le, acum suntem comuniști. Toți propățul, dragă, când eram comuniști, nu veneam la adunare comunistă, preferam să merg cu băieții la bere. Când a început perestroica, toată lumea oscila odată cu, știți cum era un banc, când este întrebat un evreu, dom'le, el cam adormise la adunarea de partid și vin mai deștept așa, mai cât tot celălalt. Dom'le, dar dumneata ce părere toți, dumneata ce părere ai? Și dom'le, iau o părere, dar nu sunt de acord cu ea. Adică oscilăm odată cu linia partidului și suntem fericiți pentru propriul oportunism. În fața dumneavoastră este un tip care a fost de 4 ori deputat și odată o perioadă foarte scurtă, cum zic, pe 3 ceasuri, vicepremier într-o formațiune statală care este privită fie cu dragoste, fie cu dispreț de dincoace de prut. Și o atitudine și alta, mă rog, au scăderile ei. Suntem atât de obsedați de propria înțelepciune, încât nu putem să depășim propriile limite intelectuale, să sărim deasupra propriei nulități intelectuale. Erudiția nu ne servește la nimic. Cunoașterea istoriei românești nu ne servește la nimic, deseori pentru analiza situației geopolitice de astăzi. Nu țin lecții aici. Dar aveți în fața dumneavoastră un om care a aflat la 16 ani că este român. Nu ca dumneavoastră, la 2. Și descoperirea asta atât de tare m-a fascinat că eu nu o să-mi revin niciodată în starea asta de admirație pentru fenomenul românesc. Nu trebuie să-mi spună mie cineva pe Facebook cine sunt. Da? Eu când am intrat în România pe 24 decembrie într-un mărfar, în locomotivă, cu drapelul tricolor în mâină, pe ăștia de la frontieră nu știu ce să facă granița sovietică. Dom'le, Ceaușescu încă era așa, nu știu ce, nu. Da? Și când vorbeam de la casă pătrată cu băieți, eram 4 băieți. Ăștia când ne vedeau că suntem cu pașapoarte sovietice, toată lumea fugea, a, teroriștii, nu știu ce. Da? Generația mai în etate mă cunoaște de la Vocea Americii, BBC și Europa Liberă, că acum să le dau tot aurul lumii, nu-mi dau voie să spun niciun cuvânt. De ce? Pentru că, domnule, a schimbat macazul. Eu sunt vinovat că a dispărut Uniunea Sovietică. Deci, rusofonii monolingvi din Republica Moldova, care încă mai păstrează antipatii pentru mine, n-au ochi să mă vadă pentru că, domnule, din cauza ta a căzut comunismul. Tu ai distrus Uniunea Sovietică, nu, e un compliment prea mare, nu? Să fim serioși, au fost jocuri mai mari. Putem să dăm explicații teologice, geopolitice, de care vreți dumneavoastră, politologice, dar am fost și noi pe linie, da? Revenind la felul în care dumneavoastră ați vorbit, în primul rând, încă o dată, mulțumiri și vreau să încep cu ceva, că o să uit, mă abat pe urmă la chestiuni mai de ansamblu. Mulțumiri celor care au făcut posibil această întâlnire. Nu voi da numele lor aici, dar cine a contribuit cunoaște. Noi acum suntem cu un excedent bugetar de vreo 700 de lei. Sala costă, trebuie să plătim oamenii care ne filmează, asigură transmisiunea live, fotografiază, vrem să fie de calitate produsul nostru, să fim auziți. Pe televiziune dominante nu o să alerge nici la Chișinău, nici la București după mine și cei care au venit să se compromită alături de mine. Iar n-am nimerit-o, domnule. Iar nu sunt membru de Partid Comunist. Iar n-am fost la adunarea de Consomol. Iar nu-i aplaud lui Brezhnev. Iar nu sunt de acord cu Gorbachev. Iar m-am certat cu Snegur. Snegur, la un moment dat, nici nu știu ce-i mai tider, cine Snegur. A fost așa un personaj în politica Republicii Moldova care a avut niște lucruri extraordinare. Inițial. După aia, na, cum se mai întâmplă. Și eu m-am pomenit printre primii critici ai lui. Dom'le, toată lumea scriitorul mi-a cerut, mi-a sărit în cap. Toți cei pe care dumneavoastră îi știți ca versificatori români de la Chișinău erau cu ei. Cu el. Da? Ei purtau țucalul, eu eram împotrivă. Și tot așa, nu pentru că mie îmi place să fiu gică contra. Am impresia că uneori poate reușesc să intuiesc niște lucruri din prea multă dragoste și suferință. Și merg poate cu o jumătate de pas înainte inerției de gândire, de-aia deranjez. Da? Și apropo de reacțiile negative împotriva mea, chiar mă gândeam acum vreo 20 de ani să scot o carte, n-am mai reușit, să adun toate calomniile scrise împotriva mea, să fac și eu, cum spune, aparatul critic, cu trimitere la subsol, cu tot ce trebuie, cu explicațiile mele, să facem așa o lansare, invitând toți autorii de articole. Acum, dacă ar fi, pe atunci nu era Facebook, nici internet, dacă acum aș invita toți criticii mei, ar trebui să ne adunăm undeva într-un stadion, într-o manieră de vreo 10.000 de locuri, numai dintre cei care au scris vreodată de rău un text mai lung decât 3 alineate. Nu asta mă deranjează. Haideți să revenim așa, starea de disidență. Eu vă spun sincer, eu doar am venit aici și îmi dau seama foarte mult de ce unii dintre oamenii care m-au cunoscut foarte bine de 30 de ani încoace au preferat să nu vină. Haideți să fim onești între noi, cu nevede decât cel care privește acum live. Pentru că dacă cineva se asociază cu mine, riscă să-și piardă confortul personal, psihologic cel puțin. Sau să-și piardă serviciul. Sau șansa de a avea o creștere, mă rog, pe linie profesională, afacerea. Da? Noi înțelegem acest nou de totalitarism soft. Haideți să fim serioși. Să nu uităm de unde am pornit. Cine dintre cei de față vrea să spună că este altfel, vă rog să-mi aruncați o piatră drept în frunte. Cu toții am crezut că distrugerea Uniunii Sovietice și dispariția comunismului și eliberarea noastră și fericirea terestră, nu știu cum, împlinirea destinului românesc. Eu am prieten la fel de eurosceptici ca și mine și în Georgia și în Armenia, că au fost la Chișinău, un eveniment anti-Soros foarte frumos, o conferință de presă acum 3 zile. Și unde vreți dumneavoastră, în tot spațiul ex-comunist, ce am făcut noi? Am basculat dinspre antisovietismul nostru, întâi latent și ascuns, nu ne audă nimeni, după aia manifest, după ce a căzut Uniunea Sovietică, în brațele Imperiului American. Noi nu știam ce înseamnă Uniunea Europeană, noi nu știam ce înseamnă NATO, nu știam ce înseamnă geopolitica. Noi știam foarte puțin, să fim sinceri toți acum. Foarte puțin știam acum 30 de ani. Și ușor, ușor, prin propriile greșeli, prin lecturi, am studiat timp străine, am umplat, am văzut lumea, ne-am poticnit, am dat cu capul de pereți. Acum un pic, unii dintre noi au început să se înțelepțească, să prindă la minte. Cine are tot timpul dreptate, mă iertați, nu prea o cred. Atunci când vorbim despre politică, despre geopolitică, despre devenirea istorică a propriului neam, nu știu, a umanității, dacă doriți, ce ne facem noi acum iluzii că vechiul slogan, care și mie îmi place prin noi înșine, este aplicabil? Oare nu este cazul ca cel puțin intelectuale din România, nu vorbesc despre partide politice, că eu nu mă bag în politica curentă din Republica Moldova, eu nu, din România, eu, vedeți că îi cotonăgesc pe mei în cartea cei care conduc Republica Moldova. Dumneavoastră mai bine știți pe cine să alegeți președinte, oricum nu dumneavoastră alegeți, dar cei care sunt manipulați prin televiziune. Și ăștia sunt majoritatea absolută în orice democrație de masă. Deci câteva lucruri care aș vrea să le precizez. În fața dumneavoastră este un român convins, nu așa, un român care și-a descoperit identitatea cu fascinație. Nu dumneavoastră cei care v-ați născut în interiorul limbii române. Pentru mine fiecare neologism din secolul XVIII sau începutul secolului XIX era învățat și scris pe hârtie, în carnețel. Nu despre asta vorbim acum. Da, într-adevăr, eu am fost unul dintre cei care am inițiat, nu zic eu, dar numai eu. Eram mai mulți. Adică de la 5 în sus deja smulți. S-au adunat semnături pentru limbă și alfabet. Dumneavoastră știți foarte bine că în Basarabia a fost interzis alfabetul latin timp de jumătate de secol. Și când stăteam în centrul capitalei, câțiva tineri acolo să strângem semnături, lumea fugea ca de un lepros de mine, așa cum fuge astăzi să vină la întâlnirile astea. Da, nu mai vrei, sunt cu tine, dar uite, mă doare o măsea, dar uite, tocmai au născut soacră mea, dar uite, tocmai mi-a murit motanul. Pentru că, domnule, cine este tâmpit să-și pună mintea cu unul ca mine care nu se uită că domnule, ce spune ambasada asta sau și nu-mi pasă. Sunt lucruri care depășesc importanța și valoarea confortului meu. Despre asta este vorba, ca să fie clar. Contează aplauzele ca pentru orice om, aprecierile, dar mai mult contează de ce scriu aceste texte. Ca orice om care scrie texte mai valoroase sau mai puțin valoroase, mă autodefinesc, mă caut să mă dumiresc. Și după aceea se explică altora ce am reușit să înțeleg într-o secundă sau alta. La fiecare etapă a devenirii mele intelectuale. Atunci când încercăm noi să vedem, domnule, în ortodoxie, așa cum ne împing atlantiștii, un fel de apropiere de Rusia care e tutiparea răului absolut, mie nu trebuie să-mi spune ce este Rusia, că eu am trăit în Imperiul Rusesc și mai sunt în zona de influență. Depășirea fobiilor înseamnă atitudini realiste. România și Republica Moldova astăzi sunt așa cam în bătaia vântului. Cine vrea, el ne călărește. Nu trebuie eu să vă povestesc ce înseamnă economia românească lor actuală. A făcut-o domnul Constantin Cojocaru, domnul Sovietul, cu care am făcut emisiuni și n-au dat-o la Chișinău. Slavă Domnului, măcar dialogul meu cu domnul Severin l-au dat. De cele 6 emisiuni filmate la 6 TV acum vreo 5 ani, cred. O face excelent domnul Ilea Șerbănescu. Ce să vă explic eu ce este cu economia românească? Mai vorbim de economia Republicii Moldova, dacă o țară ca România, care avea un potențial extraordinar, a rămas o ruină economică. Cine dintre cei care astăzi exercită funcții publice la București sau la Chișinău vorbește în stilul în care vorbește Adrian Severin sau Bogdan Duca sau cel care l-am alături pe Dragoș Dumitriu? Nimeni nu vrea să vorbească așa. Toată lumea oscilează odată cu linia partidului, da? Toată lumea aplaudă Bruselului și Washingtonului și suntem cu NATO și nu știu ce. Ia să vă pun o întrebare și dumneavoastră. Toată lumea urmărește ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu. Doamne ferește, bineînțeles. Dar dacă se întâmplă un război deschis între Rusia și Turcia, noi românii cu cine ținem? Au probleme și cu unii și cu alții. Marea Neagră. Marea Neagră, prin noi înșine. Da? Ne lăsăm călăriți și colonizați prin noi înșine. Așa ca o întrebare provocatoare. Acum, noi vorbim deseori făcând abstracție de conjunctura geopolitică internațională. Haideți, numai 2 trimiteri la Carl Schmitt, că nu vreau să, nu este cazul eu să vă țin dumneavoastră lecție aici. Vine un băiat de la țară și mă învață minte. Teoria dușmanului, domnule, și o inventat-o Carl Schmitt, cine citește de la Sun Tzu încoace orice tratat de strategie militară, de geopolitică, de autoidentificare colectivă, dacă vreți, orice fenomen colectiv, orice om care are o minimă pricepere de etnosociologie și mă autodefinesc în raport cu un dușman, cu un agresor extern. Este clar că, bună ziua, ce vorbim noi acum? Cine nu știe treaba asta? Da, suntem în condițiile unui război non-militar și nu o să vă țin eu dumneavoastră acum lecții despre ce înseamnă războaiele non-militare. Da, suntem în condițiile unui război de rețea. Da, suntem în condițiile colonizării tip Soros. Și treaba e mai perfidă, că nu ne mai bagă la pușcării decât de când în când. Că pe domnul Severin, iată, sunt și eu acum pe punctul, hai să schimba guvernul, poate scap de pușcării data asta, dar nu mai țin minte câte urmăriri penale am avut în ultimii 10 ani. Am pierdut șirul. Ei, bun, mă păzește Dumnezeu, nu despre asta este vorba. Vorba este că atunci când și domnul Severin a pus întrebarea corectă, ce scriu aici când scriu interesul național, la cine vă gândesc? În Republica Moldova există parlament, guvern și pretenția de autoguvernare a celor care locuiesc în acel teritoriu, în acea entitate politică care se cheamă Republica Moldova, unde locuiesc majoritatea români și alții care sunt politologic moldoveni, ca și eu, ca și politonim, sunt moldovean, dar cetățean al Republicii Moldova. Oamenii ce au și ei probleme, dar au și ei ambasada Statelor Unite acolo, au și ei fundația Soros acolo, au și ei ambasadorul, e care totdeauna câte un potlogar de ăsta care, iertați-mi expresia în zona academică, vine și își dă cu părerea în fiecare zi când să ne sculăm, cu cine să ne culcăm și așa mai departe, câți copii să facem și cum să divorțăm, ce-i feminismul, ce-i poliția juvenilă, continuăm. Cunoașteți toată agenda Soros, despre ce vorbim. Și dacă unul ca mine iese și spune, domnule, dumneata ce ești în Republica Moldova, ambasador, ciocul mic, stai acolo acasă și scrie notă. De la ambasadă trimite la conducerea dumitare acasă. Aude ce-a spus ăsta? A criticat noul comitet central, domnului, linia partidului. Toată lumea acum, chiar și cei de stânga, chiar și filărușii, sunt cumva mai pe lângă. Pe dacă cum vrem să ne ridicăm? Da? Noi care suntem aici, ne uităm la Victor Orbán și avem probleme cu Ardealul și cu nu știu ce. Dar asta de ce nu suntem să fii contrazis de toată lumea? Că îl cunoaștem pe Orbán de când venea de la Liga Studenților, prin 90-91, la Marian Munteanu. Era și el băiat tânăr atunci. Clar, sunt multe chestiuni de discutat aici. Dar iată și o țară mică, fără ieșire la mare, la Marea Neagră și nu știu ce, n-a cedat pământul, a făcut referendum pentru familie, a băgat creștinismul în Constituție, apropo de câteva diferențe constituționale, că toată lumea, sau foarte multă lume în România, nici nu se gândește că Republica Moldova are o Constituție, are o legislație, da? În Republica Moldova Constituția spune de pildă următoarele chestiuni. Noi suntem un stat neutru și prezența militară este interzisă pe teritoriul nostru. A, încă nu s-a realizat, e adevărat, dar această normă constituțională este o realizare. De pildă, în Republica Moldova este interzisă privatizarea pădurilor. Vă place astăzi cum se cosesc pădurile din România? Haideți să extindem legislația românească asupra Basarabiei. În Republica Moldova, prin lege, este interzisă vânzarea terenurilor arabile către străini. România, poftiți, piața funciară. Deci trebuie să fim foarte concreți în naționalismul nostru. Haideți să abordăm, nu știu cum este termenul ăsta, iarăși, parazit, sistemic, sentimentul nostru național și să-l bâșbâim așa, mai concret, cumva. Fără naționalism economic, vorbeam, domnul Severin a pomenit foarte bine de domnul Trump. Dacă Trump mai n-a fost doborât și nu știi cum o să termine cariera, cu cariera lui politic, care s-a pus pieptiș în confruntare cu statul profund, cu rețeaua Soros și nu știu ce, cu Antifa, avem și noi Antifa-ul noastră peste tot, așa? Haideți și noi, măcar, dacă nu vrem să fim de capul nostru, spunem, suntem ca și Trump. Dacă nu este să nu ne referim la politica lui externă și la trăsnele pe care le mai face el, fiind împins de statul profund. Deci lucrurile sunt extrem, reveneam la legislație, sunt lucruri extrem de delicate. În această carte, cine să aibă vreme să citească, este o serie întreagă de articole, nu știu ce n-a subliniat băiatul care a machetat, o serie întreagă de articole pe care le-am pus în ordine cronologică. Nu cred că cineva a scris aici despre asta. În Republica Moldova, acum un an și ceva, s-a deschis târgul pentru cumpărarea cetățeniei Republicii Moldova. Contraband, 200.000 de euro. Din nefericire, eu și grupusculul meu mic din jurul site-ului Flux.md, de altfel toate articolele publicate în această carte este scris, sunt date pe site-ul Flux.md și foarte rar mai preia cineva ceva. Iarăși pentru că, domnule, nu suntem cu rușii împotriva românilor și nu suntem cu românii împotriva rușilor. Considerăm că zona de pacificare între români și ruși trebuie să fie Basarabia. Ceea ce a fost conflict de-a lungul de 2 secole trebuie să devină confluență culturală, civilizațională, cooperare. De ce? Revin la teoria dușmanului. În fața unui pericol, ca să folosesc termenul utilizat de altcineva dintre dumneavoastră, comun, trebuie să ne regăsim într-o formulă. Vrem să fim sclavi? Nu știu, și ne lingușim. Și căpătăm nimic. Vrem să fim prin noi și nu o să existăm deloc. Nu trebuie, este domnul Severin în fața mea și mi-e jenă, dânsul are o experiență extraordinară. Ce înseamnă diplomație, ce înseamnă capacitatea de a obține maximă posibil într-o circunstanță, într-o conjunctură internațională extrem de dificilă, când nimeni nu-ți dorește binele. Toată lumea vrea să te călărească. La modul ideal, când închidem ochii și citim poezii patriotarde, da, sau recităm, dacă doriți. Dacă vrei să obții un maxim avantaj pentru neamul tău, atunci nu poți să obții totul sau nimic. Nu merge totul sau nimic. Nu jucăm fotbal. Da? Și chiar într-o formațiune statală extrem de fragilă și vulnerabilă, cum este Republica Moldova, există niște interese naționale care sunt de apărat. Iată, vă dau un exemplu foarte concret, pe care cred că nu-l cunoașteți. O să fie alegeri prezidențiale, că s-au deschis și la noi cu cutia Pandorei câțiva ani în urmă și suntem și noi fericiți. Șeful statului se alege prin vot universal, direct și nu știu ce. Prin urmare, gata. Totul e bine, domnule. Cât am ales prin vot indirect, asta era problema. De-aia erau toate necazurile noastre. Acum alegem prin vot direct. Și avem de ales. Actualul președinte, Igor Dodon, este pe multă dreptate, pe bună dreptate, criticat în România și l-am încercat să-l conving. Nu înțelege băiatul. E bun băiat, dar atâta carte are. Nu pot să-l ajut mai mult. El consideră că este extrem de profitabil pentru electoratul lui, pentru că un politician într-o democrație de masă nu are alte scopuri decât să înșele electoratul, să seducă electoratul. El face marketing politic, el joacă tănănica pe sârmă, sau cum să-i spunem, el e panglicar în fața propriului electorat, el nu are convingeri, el trebuie să se mai muțărească pentru a capta voturi, cu orice preț. S-a terminat generația noastră de naiv, când atunci când discutam, nu știu ce, la modul principal, unii de stânga, alții de dreapta, și oamenii de acum 30 de ani, chiar și 25, chiar și 20 de ani, reacționau cumva ideologic la mesajele noastre. Acum totul este marketing. Dai 3 vagoane de bani furați, ești relevant, nu ai la revedere. Ne-am omologat și noi sistemul occidental. De unul zraș și atât, acum vreo lună, transmitea un sondaj, o cercetare sociologică, mai exact, din Statele Unite ale Americii, candidații, nu la președinție, la legislative, versus sumele donate oficial, pentru că acolo se fac donații oficial. 97% câștigă cel care a acumulat mai mulți bani. Despre ce vorbim noi? Eu sunt irelevant în Republica Moldova. Nu? Și alții ca mine la dumneavoastră în România, mă refer la dumneavoastră, la noi în România, dar la dumneavoastră la București. Eu n-am cetățenie română. De ce? Ca să nu creadă cineva că o să fug vreodată de la Chișinău să mă instalez la București, pentru că am de deranjat pe niște cetățeni acolo, cu prezența mea incomodă de aici de asta care mereu scandalizează. Revin la treaba asta. Haideți să vă dau chestia cu cetățenia. O cedat până la urmă, fraților. O scris 2,5 oameni pe subiectul ăsta. Incredibil, dar au cedat. Legislația respectivă a fost anulată. Deci, o să vedeți, o să vă puneți mâinile în cap. În spațiu ex-comunist nicăieri așa ceva nu s-a întâmplat. Da? Un nebun ca mine și încă vreo 2 colegi de-ai mei am scris pe subiectul ăsta. Și în sfârșit, clar că rețelele de socializare ne ajută foarte mult, trimitem cui trebuie aceste articole, să-i spunem, bă, fii serios, dacă nu se asume acest mesaj, ai de pierdut electoral, pentru că cei care sunt în vogă, ca și politicieni, n-au alte argumente decât succes, insucces electoral. Și clar, asta este democrația de masă. Acum, referitor la un subiect care poate că n-ar trebui să vă scape, este aici o mică parte dintre prefețele pe care le scriu la o serie de cărți. De ce edităm cărți? Pe care tot noi le citim și le vindem foarte greu și mai mult donații și așa mai departe. Pentru că suntem cu toții conștienți de faptul că purtăm niște virus intelectuali care ne împiedică să vedem realitatea așa cum e. Prea mult televizor, consum excesiv de televizor și de internet ne împiedică capacitatea de a aprofunda cunoștințele noastre asupra ceea ce se întâmplă. Și de aceea noi edităm foarte multe cărți, deși majoritatea cărților sunt scrise de autori occidentali, pe care noi le traducem pentru prima dată în limba română. Toate cărțile care au apărut în ultimii 3 ani, cu 2 excepții, sunt ale unor autori occidentali, principal francezi, și care cu toții se înscriu în colectul de, hai să spunem așa, de gândire și atitudine antisistem. Sunt eurosceptici, anti-NATO, anti-monedă unică, euro, da? Suveraniști. Și treaba asta incomodează, pentru că imediat riști să fie etichetat drept mâna Moscovei. Nu, haideți mai bine să fim mâna LGBT-ului. Ne vă place eticheta asta, mie nu. Frica noastră de a fi, cum să spunem, acum am impresia că noi mai puțin ne este frică de moartea fizică decât de moartea publică. Atât de mult ne-am obișnuit cu propria imagine, mască, cum să spunem, de onorabilitate pe care am câștigat-o pe meritat sau nu pe meritat în spațiul public, încât, Doamne ferește, să ne-o clatem cumva, să ne-o fisurez. Că ce-am făcut eu fără masca socială pe care o am? Nu pot ieși în stradă să mă scui pe lume. Și ne place să ne dăm mari naționaliști români. Uitam ce spunea Țuțea, nu improvizând, dar prin suferința lui de 16 ani de pușcărie. Foarte frumoasă chestie. Băi, fraților, dacă este nevoie, eu de dragul neamului românesc, dacă este nevoie, mă fac și de râs. Nu am spus mor, mă fac și de râs. Pentru că niciun om nu vrea să fie considerat ticălos. Toată lumea vrea să aibă o imagine de om, măcar cel puțin decent, măcar cum se cade. Iată că în confruntările pe care le asumăm, uneori trebuie să te faci și de râs. Trebuie să te lași descalificat, etichetat. Cum să zic eu, scuipat. Ăsta este destinul celor care vrea să schimbe ceva. Dom'le, măcar să știu că am încercat. Dacă n-am reușit, asta e. Acum, unionism, antiunionism. Eu n-am devenit antiunionist. Un român nu poate fi antiunionist. Haideți să vă dau o pildă ca să mă explic mai simplu. Eu nu știu de ce, prin ce imprudența celor care organizează o reuniune anuală la Moscova și deseori în alte capitale, în alte orașe importante ale Rusiei, se numește Ruschimir această fundație, lumea rusă. Și întrucât eu critic mereu Uniunea Europeană în Statele Unite, mă cheamă și mine. Și acum 1 an și ceva eram la Moscova la o masă așa cu băutură copioasă, deja la sfârșitul tuturor intervențiilor. Și rușii din toată lumea care erau, mă rog, toată lumea, din diverse, chiar și continentul în mățări, spune, bă, Iura, dar ce vor românii ăștia de la voi, mă? Și tot timpul ăștia dau mesaje că Basarabia, că nu, ce costă, ce tot mereu îngheță Republica Moldova? apropo, vreau să spun că foarte mulți intelectuali de vârf din Rusia habar nu au cum noi suntem același neam, că vorbim aceeași limbă, că avem aceeași istorie. Lumea are preocupări de alt gen. Nu ne pare că toată lumea se gândește la România sau la Basarabia. Răspunsul meu a fost foarte simplu. Rușii, când în 2014 s-a produs pentru unii anexarea, pentru alții eliberarea Crimeei, da? Sau revenirea Crimeei în cadrul statului rus, fiecare în funcție de ce, din ce tabără face parte, ei au inventat o lozincă, un slogan pe care a legat toată lumea în Rusia. Crâm naș. Crâm liniuță naș. Ce înseamnă asta? Crimeea este a noastră. Și îmi spune, nu vă supărați, pentru neamul românesc, până la sfârșitul veacurilor, Basarabia este Crâm naș. A, este altă poveste, că dumneavoastră sunteți o supraputere mondială și ați potrivit oportunitatea geopolitică istorică pentru a recupera ceea ce ați pierdut prin zăpăceaua lui Hrușciov și așa mai departe. România nu are această pondere. Da? Deci trebuie să fim realiști, să știm, cum să spunem, lungul nasului și măsura papucului. Eu am scris aici special câteva texte care sună ca și provocatoare și le-am băgat aici în ultimul capitol. Cine vrea să sau dacă nu vreți să știți toată cartea, vreți să vă enervați dintr-o dată, știți, ultimele 4-5 articole și s-a terminat. Vă dau un titlu care sună scandalos. Statul român ca vârf de lance al imperialismului american. Oh, ăsta e împotriva României. Am spus statul român. Asta înseamnă ierarhiile statale. Certați-vă cu Eminescu, domnule. Cu teoria păturii superpuse, nu cu Roșca. Dom'le, certați-vă cu Dimitrie Gusti, care a conceptualizat genial, cum să spun, teoria conflictului dintre stat și națiune. Eu numea națiune treaba asta, deși în accepția noastră românească este vorba de, și noi știm, este deseori în cultura românească, o sinonomie absolută între termenul de neam și termenul de națiune. Nu mai face, deseori nu s-a făcut distinție, nici în perioada interbelică, nici astăzi. E o poveste mai lungă de ce s-a întâmplat așa. Popor, națiune, neam și așa mai departe. Noi avem această șansă de a avea cuvântul neam. Națiunea ca și construct, cum să spun eu, al modernității, ca și construct artificial al secolului XIX. Nu avem noi acum timp să ne întoarcem la perioada căderii imperiilor respective, la rolul masoneriei, în aceste căderi, la apariția statelor naționale, care însemnau, de fapt, state dominate de niște elite de umbră, care dădeau nouă iluzie autoguvernării ca să ne călărească, să ne stoarpe din noi toată vlaga spirituală și economică. De ce ne prefacem noi că suntem mari și tari, când, de fapt, suntem cam nenorociți, cam cotonogiți? Acum, să vă mai dau două, trei exemple despre realitatea de acolo. Vorbeam despre anul ăsta ca să fie alegeri prezidențiale. Avem două opțiuni. Altă. Tertium non dator, ca să vorbesc așa mai savantlăcos. Igor Dodon, filul rus, copilul de suflet al președintelui Vladimir Voronin, da? Care dezvoltă un discurs antiunionist absolut caricatural. Antiunionist, antiromânesc, hai să spunem așa. Drapându-se în straiele, cum să spunem, moldovenismului cominternist. Nu avem timp, dar este că sunt câteva lucrări extraordinar de bine puse la punct. Gheorghe Cojocaru, de pildă, istoricul de la Chișinău, are un volum extrem de important cu o prefață, dacă știți prefață, deveniți doctor în știință dintr-o dată, de unde a apărut conceptualizarea teoriei moldovenismului, ca și replică asimetrică, caricaturală, vicioasă, parodică, spuneți cum vreți, a fenomenului firesc al românismului, pentru justificarea ulterioară a anexării Basarabiei în anii 20 în Ucraina bolșevizată. Clar. Dar ține cont de faptul că noi, românii, de dincolo de Prut, care ajungeam până dincolo sub palele Chievului, da? Între timp am fost sub dominație străină. Este un termen pe care noi utilizăm foarte, spunem, asimilare, rusificare, este un termen mai periculos, pe care etnosociologii îl folosesc și pe care trebuie să-l reținem. Aculturație. Îmi pare rău că nu a putut să vină astăzi vechiul meu prieten, pe care îl admir și îl consider de prieten, Corneliu Vlad, care a scris un text pe care mă onorează. Tot ce a scris el este foarte frumos și îmi place și felul în care mă critică, cu eleganță și cu dragoste. Aculturația, și el aduce procente acolo, mai mult sau mai puțin aproximativ, atâția românofoni, atâția non-românofoni. Aculturația înseamnă preluarea codului cultural al națiunii dominante, e mai grav decât pierderea propriei limbi. Gata, e omul, cum să zic, nu vă uitați la geneza sau cum spune, descendența genetică a omului sau genealogia omului ăsta. Cine au fost părinții, bunicii? Parcă e foarte grav. Credeam că nimic mai grav decât aculturația, asimilarea, rusificarea. Acum e și mai grav. Suntem cu toții cu virusul globalismului în cap. Pentru copiii noștri sau pentru generația copiilor noștri nu mai contează cine au fost bunicii lor. Lor este absolut indiferent dacă vorbesc românește, rusește sau în altă limbă. Și unde locuiesc. Eu am spus și vreau să vă spun și dumneavoastră, pentru mine e o tragedie. Eu am 3 copii și unul dintre ei trăiește în străinătate și se simte fericit. Eu sunt nenorocit pentru că copilul meu se simte fericit în străinătate. Deci este un fenomen, când vorbim despre o agendă Soros de pildă, da? Sau agenda dezumanizării omului, sau despre transumanism, nu mai vorbim despre categoriile secolului XIX, fraților, cu stații, tatăl, națiunea. Asta nu înseamnă că renunțăm la propria cultură, istorie, martiri, da? La marele contribuții prin sânge și sacrificiu a celor care au format fenomenul românesc în istorie. Dar trebuie să și ne adaptăm, cum să zic, să fim conștienți de iadul care se... Acum nu mai pun problemă dacă sunt moldovean sau român, dar să pune, am dreptul să fiu bărbat fără să fiu scuipat pentru asta și băgat la pușcărie. Am libertatea de luni mâine dimineață femeie și poi mâine iar bărbat. Cunoaștem foarte bine ce înseamnă teoria de gen. Vi se pare mai puțin importantă lupta pentru apărarea copiilor noștri și a nepoților noștri de, educație sexuală în grădinițe și școli? Decât faptul că un găgăuz de la Comrat nu știe că există fenomenul românesc, nu-i conștient de faptul că el, de fapt, e vecinătatea cu un stat român care este, cum să spun eu, absolut aceeași treabă cu românii dincolo, ca și fenomenul etnolingvistic. El nu înțelege treaba asta, el este categoric împotriva agendei Soros. El este aliatul și fratele meu, nu numai concetățeanul meu. În lupta aceasta extraordinară, războiul nevăzut. Deci e cu totul altă agendă la care... Și eu insist de fiecare dată în intervențiile noastre publice și în textele mele. S-au terminat cu stânga, dreapta, social-democrați, creștin-democrați, nu știu ce. Lupta este noi și ei. Elitele globale care distrug tot ce a mai rămas de distrus, de la economie sau, dacă vreți, de la suflet, cum spune Sorin Dumitrescu în interviu pe care l-am făcut la aceeași televiziune 6 TV. M-am întrebat, ei, Sorine, cum vă simțiți să nu ieși în NATO după 25 de ani de democrație, câți ani atunci, libertate, democrație și integrare? Și zice, dragul meu Iurie, ne aflăm sub cea mai grozavă formă de ocupație, ocupație axiologică. Sunt lucruri de o gravitate atât de mare și noi deseori ne cantonăm în niște zone confortabile de discuții, dar un stat sau două state. Contează, bineînțeles, contează. Ar fost mai bine să rămână România dodolață, vorba lui Blaga, da? Dacă ar fi fost posibil să ne înșelăm și până la Nipru ar fi fost și mai bine, sau Petrețuța spunea, domnule, dacă eu aș fi președinte, întâi aș ocupa Ucraina și Bulgaria și după aia mai vedem. Corect, orice român trebuie să gândească așa, dar trebuie să știm cum se numește, conjuga verbul a vrea și a putea. La noi în Basarabia este un banc bulgar, zice, domnule, dacă nu poți, du-te la farmacie și ia-ți tablete de putut. Noi nu prea putem nimic să facem, dar să ne manifestăm pe Facebook putem. Ca și purtători ai fenomenului românesc. Acum, încă o chestiune, nu vreau să vă rețin, vă las să vă întrebați dumneavoastră, vedeți că m-am emoționat și eu un pic. Ce trebuie să facă? Vă dau un exemplu formidabil, cred că toată lumea, poate domnul Severin a reținut această chestie, pentru că s-a întâmplat mult după ce dumnealui era în funcție, pentru că atunci era, nu că dânsul este de față, dar eu am urmărit foarte atent și interviurile și textele dumneavoastră de articole. Ați văzut, v-am arătat cartea pe care am cumpărat-o de la Iași. Cărțile lui Severin sunt băgate așa, după librăria, se numea Junimea, în centrul Iașilor. Eu știu la Iași toate librările, toate poliții, ce știu. Făceam la vreo 2 ore în toate librăriile, într-un colț așa ascuns, am găsit cartea lui Severin. Dom'le, dar ce așa de greu? Dom'le, dar e în vânzare sau e cumva... Nu, era în vânzare cartea lui Severin. Deci, domnul Severin, într-un interviu, spune foarte frumos, nu știu, poate cita domnia sa, că e de față, care ar trebui să fie relația între București și Chișinău, să-i ajutăm pe cei din Republica Moldova în măsura în care ne solicită ajutorul. Este vorba de tact diplomatic. Îi spuneam lui Basescu și de-aia de atunci nu mai avut ochi să mă vadă. Când era Basescu președinte, nu știu ce a avut naivitatea, că dacă vine ăsta ca președinte punct, să-l prind, bate la... Așa nu veneam la Cotroceni, să bat la poartă, să tălcesc acolo la el. îl prindeam, ba la Bruxelles, ba la Strasbourg, ba la Roma, la un congres al Partidul Popular European și spuneam, domnule președinte, el tot cam ferea de mine. Stați puțin să vă spun ceva, era mereu ocupat, mă rog, el șef de stat, eu, un biet vicepreședinte din Basarabia. Și am căutat să-i atrag atenția asupra tuturor lucrurile elementare. Atunci Voronin era președinte în exercițiu, domnul Vladimir Voronin era președinte al Republicii Moldova. Și domnule, nu mai spune niciodată în declarația de asta oficiale, președintele Basarabian Voronin. Nu este Basarabian, este transnistrian. E născut dincolo din Istria. El este transnistrian și nu este corect să fii din Transnistria. Eu sunt basarabian, că sunt născut în Basarabia. Nu e nicio problemă. Și am dat următoarea, vă rog să mă credeți, eu cred că de-aia s-o spărat pe mine. Următoarea, cum spun eu, pildă, nu știam cum să, altfel, să metaforizez, să dau așa niște exemple mai pe înțeles. Dacă doi frați merg pe o motocicletă, cum merg ăștia, la dumneavoastră la București, în plină viteză, da? Și se izbesc de un stâlp. Unul rămâne teafăr și altul își face capul zob. Ei, cel care își face capul zob nu moare. Ajunge în spital, în rezervă, și când se trezește, deschide ochii, că-ți probabil să... Fratele ăsta care-i teafăr, care nu le merită în accident. Întreabă, cine ești? Bă, boule, tu nu vezi că eu sunt frate tău! Ia-l ușor, ia-l domne, că el după stresul care l-a suportat Transnistria și Basarabia, sub o lungă, lungă perioadă de dominație străină, el nu știe că dumneata ești fratele lui. Convinge-l de asta. Ia-l ușor, ia-l. După perioada atât de îndelungată, nu contestarea, detestarea, deprecierea, cum să spun eu, ridiculizarea oamenilor de dincolo servesc cauzei noastre, dar nici dragostea excesivă. Dragoste cu deasila nu se poate. Și eu m-am săturat de, cum spun eu, de patrioții de serviciu care fac naveta între București și Chișinău și care mereu au dreptate. Odată, Onisifor Ghibu, Octavian Ghibu, iertați-mă, fiul lui Onisifor Ghibu, care a fost un mare, mare susținător al basarabienilor, ca și legendarul său tată, îmi spunea, Iurie, dar tu nu vrei să te muți la București, domnule? Aranjăm, facem, nu știu ce, obțiști un apartament, îți protejezi familia. Și am zis, nu, niciodată nu o să mă stabilesc la București. Dar de ce? Pentru că Bucureștiul s-a transformat în cimitir al basarabienilor ratați. Orice ratat de la Basarabia vine și se smiorcă în reverul regățeanului sau a bucureșteanului. Dom'le, șterge muncii, da, face așa frumos, bocească. Dar e greu, în Basarabia am spus o poezie la un meeting, dom'le, am tras un pârț, nu știu ce, dați-mi, vă rog, apartament, fă-mă deputat. Nu, dacă ești patriot și simți românești, du-te acolo și ajută. La restabilirea economiei naționale, la rezistența acelei colectivități umane care se cheamă astăzi Republica Moldova într-o entitate statală, de supraviețuire. De aceea eu personal nu am prea mare admirație pentru unii din cei care s-au aciuat la dumneavoastră și pe care i-ați dat huța, cum se spune la mine în sat. Rămâi acolo, că acolo e greu. Acolo e greu, acolo... Revenind la prezidențiale, avem două posibilități de vot. Igor Dodon, da, care este perceput și nu întâmplător, și lui place postura asta de proiecție a lui Vladimir Putin în Republica Moldova, și doamna Maia Sandu, care este proiecția simetrică a fundației Soros, a Deep State. Acolo tot partidul, cum să zic eu, din, nu știu cât au, vreo 20 de deputați, 30 sunt de la fundația Soros. Deci, incredibil ce e acolo, niște puștani, nu știu cum au ieșit de când clociți prin ONG-urile astea. Ăștia n-au naționalitate, tată, mamă, cum să zic eu, credință. Eu nu m-aș duce deloc la vot. Dar opțiunea este asta, nu între cei care urlă că sunt români și promovează agenda de dezumanizare a omului, nu de... Deci așa nu se mai pune problemă în cine vă vorbește. De pierdere a tuturor identităților colective normale pentru o ființă umană. Deci asta este provocarea la ora actuală. Și ca să mai potolim, cum să spun eu, jelaniile pentru Basarabia înstrăinată, pierdută, nenorocită, calecită și așa mai departe. Avem un mare autor, aș zice chiar un scriitor de primă mărime pentru literele românești de astăzi, care se numește Savatie Baștovoi, părintele Savatie, călugurul Savatie Baștovoi, zic, i-am spus. Părinte Savatie, mă atrați că e așa de repede, că eu nu reușesc. Am citit vreo 5 cărți și m-am oprit. E foarte productiv. e și pictor, el își face copiața, e foarte bun și îmi pare bine că îl văd pe Savatie Baștovoi prezent în majoritatea librăriilor, nu numai de la București, de la Iași, din Constanța, am văzut în Ardeal, în multe locuri. Și acum vreo câteva luni sau jumătate de an, un primar dintr-un sat din Transilvania, cu frumos așa cu un tricolor pe diagonală, pe video citea așa un fel de scrisoare lacrimogenă către frații de peste Prut, că prin săracul ne... Noi suntem alături, țineți-vă că de grabă ajungem și noi. Și Baștovoi, părintele Savatie, a răspuns cam așa. Stimate domnule primar, nu ne mai bociți, nu mai plângeți atâta. Noi cei din Basarabia vorbim românești un pic cu accent local, ca și la Iași, nu e nicio problemă, numai cu anumite inflexiuni mai rusești așa, da? Dar altfel suntem oameni valizi, am văzut, cum să zic, avem televizor, avem un frigider în casă, am văzut și tren, și avion. Deci nu trebuie să ne deplângeți, nu suntem... Și economia Republicii Moldova este colonizată ca și economia României. Și noi avem aceleași personaje politice, când sense, când caricaturale, care țin frâile puterii în țară și noi să ne simțim neputincioși în fața lor. Acum nimic nu mai este firesc. Nici guvernanții, nici protestatarii din stradă. Că dacă iese cineva la protest, el deja nu iese la protest, pur și simplu nu mai poate să tacă și să stea în casă. El deja vede cum va arăta video pe Facebook. Aha, trebuie să dau cu buzdugarul în sticlă. Aha, pentru că asta va fi după aia utilizat ca simbol electoral peste jumătate de an. Totul este, cum să spun eu, perfect încadrat în conceptul de societatea spectacolului. Totul este perfect caricatural, totul este perfect mimat. Da? Nu mai este nimic. Când spun de ortodoxie, fraților, nu eu, săriți încă o dată, vă spun, la gâtul lui Emenescu, biserica ortodoxă este mama poporului român. Și Emenescu a definit o chestie foarte simplă, care după aceea s-a conceptualizat în tot ce s-a scris românește, în relația dintre ortodoxie și fenomenul nostru, lingvistic, nu știu cum, ne-am tras de la, vă fugărit pe bietul ăsta, ne-l pun mic frumăteam pe rusul ăsta care nu a intrat în țară, săracul, daci, traci, nu știu ce, totul e corect, dar noi ne batem pe niște teme aiurea. A, ăsta e catolic, cum vorbesc cu eu. A, ăsta e sectar, nu vorbesc cu eu. Vai de capul nostru. Rămânim noi ortodoxi și majoritari cum suntem, dar în alianță cu toată lumea. Eu am fost, fraților, acum un an, cu o echipă de internațională în Siria, în 6 orașe. Vai de mine, m-am umplut de fericire văzând câtă putere sufletească și cât curaj are neamul ăla. Am văzut și localități, au rămas puține, sigur, dar unde se vorbește limba în care vorbea Hristos, arameică, care au fost luate de 5, 6, 7 ore tentative de luare cu asalt, apărate de armata regulată siriană, formată numai din arabi. Nu eu căsăpit pe creștin. Pentru mine a fost o chestie extraordinară. Această solidaritate în fața unui pericol comun. De aceea să ieșim puțin din, cum să spun eu, din gurile Dunării, fără ne uita rădăcinile și să le căutăm aliați. Întâi ca intelectuali, care sunt frământați de niște idei și după aceea gândindu-ne la perspectivele de supraviețuire a neamului nostru. Ne uităm la factorul demografic. Este cazul să continuăm la noi același lucru ca și din coace de Prut sau... Da, de ambele maluri suntem... Ne uităm la ritmurile de deruralizare a României de dincoace sau a Republicii Moldova de dincolo. Este o chestie... Cine ne domină, vă place Kaufland, vă fac toți ăștia, mie nu-mi fac deloc. La noi nimeni nu-și permite să spună de cei care exercită puterea, indiferent dacă sunt pro-ruși sau pro-occidentali. Toată lumea, da? Bat mătănii, domnule, că e nou stăpân, zici ceva, domnule, că cotonăgesc, nu-ți dau finanțare. De aceea eu nu vreau să vă obosesc prea mult, dar credeți-mă că eu în mod special am venit și cu permisiunea noastră o să revin, pentru că simt nevoia acestui dialog. Simt nevoia acestui dialog, pentru că noi nu suntem cunoscuți și de aceea, cum să zic eu, e foarte confortabil să te încadrezi în discursul ăsta. Și mie îmi plăcea atunci, și mie îmi părea că am făcut un mare adunare națională la Chișinău și am ridicat 100.000 de mâini și mâine dimineață se face unirea, dar uite că nu e chiar așa. Vă spun un exemplu, dacă îi spun numele o să-mi dea vă două palme. Când lansam cartea, iată, Mariana Heroi a avut îndrăzneală, domnule, și doamna asta care a fost singurul editor curajos, și domnule, îl editez pe Dugin și care-i problemă. Prietenul tău, am citit și-o scris, tu ai tradus, valabil. Merge. Nu neapărat să fiu de acord 100% cu ce a vorbit omul ăsta. E foarte interesant ca gânditor. Filozof, geopolitolog, francezii spun geopolitolog, nu geopolitician. Așa preferă ei. Sociolog, interesant. Conceptualizează ortodoxia în noile condiții, hai să le edităm. Vai de capul meu, ce război a fost până am obținut sala. Dacă n-avea doamna Mariana contractul din timp, la revedere, făceam în stradă. Și mă duc la un prieten foarte, foarte important, om de cultură de aici, și zic, băi, te rog frumos, vină și mă atași și spune câteva cuvinte, suntem prieteni de 30 de ani. Ia uite aici. Zice, băi, Iurie, eu aș veni, dar o să-ți fac ce o să zic. Dar de ce? Am spus, domnul Dugin, știi ceva? Eu am o problemă cu mata. Zice, vreau să-i spun? Păi spune, nu știu. Păi, fii bun, te rog, și dă-mi Basarabia în NATO. Băi, eu mă înțeleg cu el, prietenul bun, zic, domnule, luăm o hârtie curată așa și spun, prin prezența, eu, profesor Alexander Dugin, donez celui de față Basarabia. Merge și la notar dacă vrei. Nu spune așa. Nu spune așa problema, deci... Tu uită-te altfel. Alexander Dugin este cea mai importantă figură intelectuală din Rusia care este îndrăgostit de fenomen românesc. Eu, îmi e rușine că au scris 300 de pagini în Nouă Mahia. Nouă Mahia este o serie de cărți în 24 de volume, acum 3 săptămâni sau o lună a încheiat aceasta. 300 de pagini dedicate culturii române. Fenomenul românesc. M-am dus și eu aici lângă țările de ales, la anticariat, când mă uit Blaga. 2 volume, wow, franțuzești ca lumea. Pentru că Dugin citește românește, știe toate limbile neolatine, dar nu la fel de bine ca franțuzește sau în italiană, spaniolă. Și scriu repede, el nu răspunde, scriu lui Fixa. Daria, fii atent, am găsit cele mai importante opere a lui Blaga în franțuzește. Le cumpăr pentru taică-tău. Nu a trecut 2 minute, scrie, nu, tata le are. Deci să vină, da? Noi care suntem atât de... Un om din Rusia, care este un vârf al culturii rusești la ora actuală, să-ți vorbească de Nicolae Iorga, Bizanț după Bizanț, să-ți vorbească de Rugul aprins, să-ți vorbească despre Jean Parvulescu, atât de puțin cunoscut în România, da? De Mircea Eliade, de Blaga, de Cioran, nu din auzite. Și domnul ăsta a venit, da, domnule, a venit cu Dugin, dar dacă mâine vin cu Nikita Mihalkov, tot o să mă ocărâți? Cam tot prilejul să mă întrețin și cu el. Una în cele mai mare minți, pe cât zic, cel mai mare artist în arta cinematografică a ultimul deceniu la scară mondială. Păi și ăsta e rus, ce să-i faci? Să-i dăm în cap? Păi vă dau așa, vă fac o provocare, ca să mă laud și eu un pic, să nu credeți că sunt chiar tare modest, sau cum se spune la români, sunt modest, dar vreau să se cunoască. La Astana, acum vreo 7-8 ani, mi s-a promis că să mi se dea cuvântul. Era un for de vreo 500 de jurnaliști, și eu printre ei, jurnaliști și eu acolo, mi s-a promis, dar nu mi-a dat cuvântul. Și atunci eu, ca băiat modest, dau o întrebare, pot să pun? Și mi-a dat voi o întrebare, spun. 10 minute a durat întrebarea. 10 minute sau 11, pot să vă uita. Așa spui, ProTV-ul m-a dat, frate. ProTV-ul pe mine, cum spun eu, neutru. Mai mult, titlul era Nikita Mihalkov îl aplaudă pe Iurie Roșca. De ce m-a aplaudat Nikita Mihalkov și tot cei în sală? Și doar să aplaudăm și el, dar și noi dacă maestru din scenă aplaudă pe asta care vine dintr-o țară, nu știu unde, se mai află și Moldova asta lor. Pentru că i-am vorbit despre o chestie și dumneavoastră probabil sunteți de acord. Dacă nouă nu ne place ceva la ora actuală din ceea ce se întâmplă în Rusia post-sovietică, este că oamenii ăștia, și elite politice, și societatea în ansamblu, în mare măsură încă n-au depășit sindromul civilizației sovietice. Nu pentru că sunt rău intenționați. Este vorba de un virus. Noi vorbim astăzi mai mult despre un virus liberal care ne afectează pe toți. Paradigma liberală ne-a paralizat capacitatea de gândire. Noi gândim în parametri liberali toți. Iată că în spațiul sovietic, sau în special în Federația Rusă, există anumite fixații greu de depășit. Nu, vă repet, nu din rea credință. Iată, vă dau un exemplu. Eram la Tver, marele oraș Tver, care îl cunoașteți, o bijuterie arhitecturală, ce frumusețe. Se adună un panel, pentru că atunci când sunt plenare, nu prea îmi dau cuvântul mie, că o să iasă cu scandal. Iar o să spun asta ceva aiurea. Și a spus, domnule, veneam la discuția asta la care participă mai mult fețe bisericești, ortodoxi, catolici și musulmani și am trecut pe bulevardul Vladimirului și Lenin, pe unde monumentul lui Marx și monumentul lui Lenin însuși, ca să discutăm cum dezvoltăm dialogul nostru între biserici, nu știu ce, metafizică, care noi că cel care conducea Ilin, altul decât filozoful Ivan Ilin Antonelin, părintele, și Iurie, ce pășau, să gata. Eu deja eram sigur că tu ai să ne chemi acum să dărâmăm toate monumentele din orașul ăsta. Zic, nu, numai cele comuniste. Deci de aceea trebuie să fim așa. Eu pur și simplu vă invit spre înțelepciune și îngăduință. Dacă înțelegem, atunci există și îngăduință. Atunci când vorbim despre basarabeni, mulți dintre purtătorii limbii române și a culturii române, inconștienți de apartenență la fenomenul românesc, nu trebuie să-i hulim pentru asta, dar să înțelegem că asta este starea de lucruri. Atunci când vorbim, păstrând proporțiile despre Rusia de astăzi, că se păstrează, ca să mai folosesc un tic fost decembrist, sechelele fostului regim, da? Rusia e populată în continuare de monumente alulene. Eu am fost în Piața Roșie de sărbătorile astea de Anul Nou, Crăciun, nu știu ce, și eram cu prieten cu care am învățat la facultate, el în grupa paralelă rusă. Și eu n-am înțeles, șutul de voastră, ce-i la dumneavoastră? O coadă infinită de oameni care trebuiau să intre la mauzoleu, să-l vadă pe... Pe vremea sovietică era un banc, de ce coada la mauzoleu e atât de lungă? Deci toată... Orice general sovietic care vrea să se convingă că Lenin totuși a murit. Atunci măcar erau bancuri de astea, dar acum... Pe bune, era frig afară, deci aici toată lumea, nu știu ce, festivaluri, carnavaluri și cu tare, ca de anul nou, toată lumea cu șampanii. Stăteau ăștia înghesuiți sub peretele zidurile Kremlinului ca să intre să-l vadă pe ăla. E o formă de idolatrie, dacă nu avem interpretare metafizică, religioasă, cum să spunem, teologică a fenomenului, nu înțelegem. Prietenul meu care e mai departe de toate nebuniile astea cu teologia, nu știu ce, eu la dedatare sunt proști astea de la primărie, capitale sau de la guvern, dacă ar putea fiecare câte o rublă la intrare, tu îți dai seama că nu ai ieșit din criză în câțiva ani. Intră acolo de bani. De aceea, lucrurile sunt mai complexe. Revenind la titlul ăsta, care, mă rog, poate puțin pretențios pentru colegele de articole, interesul național. Bun, este o expresie care e folosită în toată lumea modernă, toată lumea daieristă și revista americană și nu știu ce, interesul național. Da, eu m-am gândit la Republica Moldova și la relațiile pe care le văd și le vreau consonante, complementare și extrem de productive cu România. Dar există, pot apărea și contradicții. De pildă, România este fericită în NATO și UE, poate că Republica Moldova ar rămâne fericită în afara NATO și UE. Nu este obligatoriu. Vă spuneam de exemplu cu Andrei Stratan, era Andrei Stratan, ministrul de externe și bineînțeles obligatoriu integrării europene, așa se chema ministerul. Și vine un ministru, am uitat cine era, vreo 10 ani, un ministru de externe al României și din cele mai bune intenții. Stau amândoi așa, conferință de presă, semna seara nu știu ce, dialog așa, flirt, frumos. Și domnul ministru de la București spune: noi, România, suntem gata să fim avocatul Republicii Moldova în dialogul ei cu nu știu ce, la care Andrei așa mai glumesc cu el, ce colega, excelență, ce-mi pare rău, dar parcă Republica Moldova n-a comis nicio infracțiune la scară internațională ca să aibă nevoie de dialog. De avocat, ce-am spus, da. De avocat. Deci e foarte simplu. Sigur că a remorca Republica Moldova, chestia foarte frumoasă, dar depinde să nu fie cumva ca în tabloul acela celebru, când un orb cară pe celălalt orb în groapă. Asta nu are nimic în comun cu fenomenul etnocultural, etnosociologic, cum spune, DNA. Statul a luat o razna, și într-o parte și în alta. Dar poate că noi, care suntem mai puțini și într-un teritoriu mai compact, reușim să ne reechilibrăm mai ușor decât un stat mare, cum este România, în raport cu Republica Moldova. De aceea, pur și simplu ca invitație, nu confundăm apartenența la același neam cu obligația de a imita politicile sau politica externă a României. Sunt două cu toate elemente diferite și deseori diametral opuse. Domnul Dragoș Dumitriu n-a reușit să citească una dintre teze și, domnule, păi înseamnă că tu ai spus acolo că trebuie să căutăm în regiune aliați și cel mai probabil aliat este Federația Rusă, da, eu așa cred. Căutați alți aliați dacă dumneavoastră îi vedeți. Încă o dată, dacă lumea, și-a spus foarte bine excelența sa, domnul Severin, Imperiul American este în declin, la ce va fi după, se ridică alte imperii și atunci noi, unde ne regăsim în noua arhitectură geopolitică? Cunoaștem foarte bine, cum să spunem, proiectele frumoase care existau în perioada intervele, poate ceva mai în regiunea noastră, care să permită o altă, un alt dialog cu alte... Dar oricum, trebuie să ne gândim, care sunt viitoarele centre de putere, care vor face, cum să spun eu, o nouă, un nou tip de relații internaționale. Gata, am terminat cu bipolarismul, se duce și statele, se duce și America, dar foarte lent și mai parșiv decât am vrea noi, cumva în trecut, însă România sau Republica Moldova prin noi înșine nu se va descurca. Noi avem nevoie de aliați și haideți să ne gândim. Din această perspectivă să ne gândim încă o dată la conceptul lui Carl Schmitt despre continentalism. Noi dacă am fost terorizați de istoria așa de tare, de că, cum să spun eu, experiența cu Turcia am uitat-o, cu asta cu sovieticii și cu rușii, vă țin minte mai bine. Continentalismul este totul altceva decât vasalizare. Iată, vă dau o pildă. În 2014, Republica Moldova era nici încolo, nici încoace. Încă nu semnase tratatul de asociere. Și lider schimb a profundat și nu mai știu de care cu Uniunea Europeană. Vă dați seama, ce performanță extraordinară. Republica Moldova are acum regim de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu Turcia, cu China și cu statele CSI. Vă dați seama ce performanțe minunate poate să registreze Republica Moldova. Și atâta timp cât în Chișinău nu există niciun partid politic cu șanse de a ajunge în Parlament, ca să înțeleagă ce înseamnă protejarea pieței interne și revitalizarea economică a statului, de ce vă vorbim noi despre... Cât privește fenomenul românesc, stați fără grijă. Există o redută care niciodată nu va fi, cum să spun eu, cucerită de cei care sunt ostili fenomenul românesc. Slavă Domnului, a reușit în 90 să introducem în învățământ istoria românilor, limba română și literatura română. Obiecte obligatorii. Deci nu vă faceți griji pentru noua generație, mă fac griji de altceva. Mergeți, cred că și la dumneavoastră e la fel același lucru, în orice liceu, în orice universitate. Și faceți așa o chestie, fără cameră, fraților, cine dintre dumneavoastră dorește să rămână în România după ce își absolvește studiile și cine ar prefera să plece în Occident? 99%, dacă nu 100%, vă spunea, aș prefera să stau în Occident. Ei nu știu ce este Occidentul, n-au trăit acolo, nu știu, de noțiune de precariat, nu l-au citit pe G-Standing, nu citesc, nu știu, istoria Imperiului American, pe care a spus așa de bine domnul Atodori și atâția alți autorii, nu știu, ei vor un Occident, pentru că este fascinația întregii lumi, da? Ca fluturile spre lampele, becul de aprins, da? Vrem în Occident. Și atât care e problema acum. Nu e problema dacă vorbim noi românește sau nu. Problema este dacă în următoarele decenii mai existăm fizic în spațiul ăsta și dacă existăm câți mai rămân. Da? Sub 50 de ani în spațiul ăsta. Despre asta este vorba. Iertați-vă, poate am fost prea prolix în expunerea mea. Mulțumesc! Mulțumim, Iurie!